Cu ocazia sărbătorilor pascale, polițiștii Medgidien doresc să păstreze liniștea pe străzile din municipiul Medgidia, dar și să prevină producerea de evenimente rutiere grave. Astfel, în această perioadă, oamenii legii vor fila întreg orașul. De asemenea, vor fi instituite filtre pentru depistarea șoferilor care se vor urca la volan deși au băut. Polițiștii vor acționa atât independent cât și în sistem integrat împreună cu jandarmii. De asemenea, pe principalele artere de circulație, precum și în zona lăcașelor de cult religios, polițiștii rutieri vor acționa pentru menținerea fluenței traficului și pentru prevenirea producerii unor evenimente grave de circulație, în general a celor generate de excesul de viteză și de conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice. Cu ocazia sărbătorilor de Paști, mai precis în noaptea de înviere, efectivele poliției municipiului Medgidia vor acționa în zona unităților de cult, mai precis la biserici, pe traseul dinspre biserici și cimitire, atât în municipiu cât și în satele arondate. De asemenea, avem efective de poliție rutieră pe străzile ce se preconizează a se bloca în cursul slujbei de înviere, mai precis aproape de miezul nopții. Avem de asemenea și echipe mobile care vor patrula în oraș, astfel încât să nu se petreacă evenimente care să perturbe ordinea și liniștea publică. Peste 300 de polițiști vor lua la puricat județul Constanța de mâine pentru a preveni producerea de incidente nefericite. Oamenii legii spun că vor acționa cu precădere în zona lăcașelor de cult, dar și în zona manifestațiilor din zonele turistice. Astfel, reprezentanții poliției recomandă credincioșilor care vor participa la manifestările religioase să manifeste calm și înțelegere, pentru a se evita producerea de busculade în zonele aglomerate, precum și să acorde o atenție sporită la modul de asigurare a obiectelor personale. Pentru acest weekend și Serviciul de Ambulanță Județean Constanța și-a suplimentat personalul, ca urmare a solicitărilor din partea mai multor instituții, dar și preventiv. Instituțiile de cult au cerut câte o ambulanță la fiecare biserică pentru a asigura permanența în noaptea de înviere, dar serviciul de ambulanță nu poate bloca câte un echipaj lângă fiecare lăcaș de cult, așa că în caz de probleme va interveni echipajul cel mai apropiat.